Bun, o să începem. Bună ziua! Bine ați venit în Palatul Victoria. Recunosc că mă sperie numărul ăsta mare al vostru. Și este prima oară când vorbesc în fața unui public atât de numeros și atât de tânăr. Numele meu este Radu Puchiu, sunt secretar de stat la Cancelaria Primului Ministru și suntem cei care organizăm pentru a doua oară. Iar dacă la început prima oară, anul trecut, a fost mai mult un exercițiu și o nebunie, iată că nebunia asta devine din ce în ce mai frumoasă și mă bucur că vă am alături astăzi și că vă avem cu toții alături astăzi și cum, din câte am aflat, sunteți pentru prima oară în Palatul Victoria, încă o dată bine ați venit și bine ați venit în programul de internship de anul acesta. E un al doilea pas, într-adevăr. Anul trecut am avut 25 de tineri selectați, anul ăsta avem peste 160, dacă nu mă înșel. 59, ca să fie o cifră corectă. O să spun ce am spus și anul trecut. Vreau să, în primul rând, să învățăm de la voi. Știu că sună ciudat, dar anul trecut a fost o experiență foarte, foarte bună, în urma căreia am rămas cu foarte mulți prieteni. Anul ăsta să rămânem cu și mai mulți dintre voi. Vreau să învățăm și noi de la voi și voi de la noi și promitem ceea ce am făcut și anul trecut, că nu o să vă vindem o imagine plăcută, niciuna rea, dar una reală a ceea ce înseamnă administrația din România. Sper să vă prindă bine, sper să ne prindă bine și sper cu toții să ne întâlnim aici în septembrie cu zâmbete mult mai lași pe față decât le aveți în momentul ăsta. V-aș mulțumi pentru început, o să tot ținem legătura pe parcursul acestor două luni cu noi, cu echipa de la noi și cu voia noastră o să-l invit pe Cristian, cel care a avut și ideea acestui proiect și care îi mulțumesc în primul rând pentru tot efortul, la fel cum mulțumesc și echipei de la Cancelarie și mai ales anul acesta, în special echipelor de la ministere, care au contribuit foarte mult la selecție și la tot ce înseamnă acest program și care vor fi gazde și îndrumători pe tot parcursul acestor două luni. De asemenea, e o ocazie foarte bună pentru mine să mulțumesc tuturor miniștrilor, nu sunt toți aici de față, o să mai vină pe parcurs, care au îmbrățișat foarte, foarte puternic acest program și le mulțumesc de pe acum. Cu voia noastră, Cristi, te rog frumos. Mulțumesc mult de tot! Dacă te-au aplaudat, e de bine. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! În Palatul Victoria, cum spunea și Radu mai devreme, într-adevăr și pentru Radu și pentru mine și pentru ceilalți colegi care au lucrat la acest program, e un sentiment foarte fain să ne putem uita la voi în clipa asta, pentru că, paradoxal, pentru un program care durează două luni, noi am lucrat la el vreo 7 luni. Și ca să vă dau niște detalii destul de amuzante despre program, trimitem adrese către ministere să întrebăm câte locuri aveți și în ce departamente. Ne dau un răspuns formal, noi publicăm anunțul că sunt locurile astea și aflăm 3 luni mai târziu că se reorganizează ministerul și nu mai sunt locurile. Spre exemplu. Sau pleacă o echipă întreagă cu care păstrăm noi legătura și ne trezim că nu mai avem persoană de contact în minister. E un program foarte dificil, paradoxal, deși durează două luni și în teorie e foarte simplu. În organizarea lui e nevoie de a sincroniza foarte multe instituții, ceea ce pentru noi n-a fost simplu deloc. Până să invităm persoanele cu adevărat importante să vorbească, eu am reușit azi noapte o performanță foarte inedită pentru mine și am citit 169 de biografii. Dintre care unele sunt foarte faine și m-am simțit eu mic pe lângă unii dintre voi. Și a fost impresionant pentru mine să văd că reușim să strângem pentru două luni de zile în guvern persoane atât de frumoase cum sunteți voi, literalmente. Oameni tineri, inteligenți, care țintesc către ceva
peste, știu eu, interesele corelate ale oamenilor de vârsta voastră. Și din nou, până să dau cuvântul, trebuie să vă adresez câteva întrebări. Și o să facem ca la școală, cu scuzele de rigoare, o să vă rog să ridicați mânuța. Câți dintre dumneavoastră ați avut o experiență de studiu internațional? Ok. Mulțumesc. Câți dintre dumneavoastră ați participat în cariera dumneavoastră la o olimpiadă? Câți dintre dumneavoastră se văd locuind în România peste 10 ani? Ok, asta e tot ce voiam să știu. Noi o să tot păstrăm legătura, cum spunea și Radu mai devreme, în cursul următoarei perioade. Singura mea rugăminte pentru voi în ziua asta în care lansăm programul este să vă distrați. În ce sens? În administrație există programe de practică. Programe care se întâmplă de foarte mulți ani de zile. Programe în care te duci într-o instituție, te uiți într-un birou, îți dau un dosar și te mai caută din când în când să vadă dacă încă ai supraviețuit. Anul trecut, colegii noștri pe care îi veți vedea mai târziu s-au întâlnit cu vreo 13 miniștri în 2 luni de zile și au discutat tet-a-tet la o masă rotundă. Bine, erau mai puțini cei drept. Erau 25. Dar mi-aduc aminte și acum când am făcut întâlnirea, sper că n-a venit domnul Pricopie, când am făcut întâlnirea cu domnul Pricopie și unii dintre colegii dumneavoastră de anul trecut, Michael certau pe domnul ministru că nu se ocupă de studenții din străinătate. Și a fost un sentiment din ăsta destul de ciudat să încerc să mediez, dar în mod evident era în spirit constructiv. Din nou, distrați-vă pe durata celor 2 luni și mă refer la încercați să acumulați cât mai multe lucruri pe care vă spun cu mâna pe inimă, nu o să le primiți de la școală niciodată, indiferent dacă sunteți la cea mai înaltă școală de pe planetă sau la o școală mai puțin înaltă, nu se compară absolut nimic cu a merge într-un loc dimineața și a interacționa cu oameni care iau decizii pentru o țară. Și voi despre asta, mă rog, peste asta vă veți împiedica în următoarele 2 luni. Pentru că vă veți întâlni, într-adevăr, cu oameni care iau decizii. Eu vă mulțumesc din omul de tot și o voi invita mai departe pe doamna ministru Gabriela Sabo. Bună dimineața! Așa, mă bucur tare mult să fiu în mijlocul vostru. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că în momentul când eu am fost numită ministru la Ministerul Tineretului și Sportului, am spus că nu putem să facem o reformă într-un domeniu dacă nu ne conjurăm de tineri. Așa că, în jurul meu astăzi la Ministerul Tineretului și Sportului, se află foarte mulți tineri, tineri inteligenți, frumoși și cu o energie debordantă, care mă ajută pe mine să pun în practică câteva reforme pe care vreau să le duc la îndeplinire. Așa că sunteți bineveniți câțiva dintre voi la Ministerul Tineretului și Sportului, acolo unde o să găsiți foarte multă deschidere. Vă rog tare mult să vă implicați, vă rog tare mult să veniți cu idei. Avem nevoie de viziune nouă în administrația publică locală și centrală, pentru că numai așa putem să progresăm. Alături de mine, să știți, și în cabinetul meu deja sunt 6 tineri care au studiat la marile universități ale lumii. I-am implicat foarte tare, îi trimit în fiecare zi în comisii, comitete, îi trimit în departamente, tocmai pentru a-i ajuta pe cei cu experiență foarte, foarte mare să progreseze și să vadă dintr-o altă perspectivă tot ce se întâmplă astăzi în realitatea românească și nu numai. Eu vă doresc mult succes și să știți că nu este ușor, vă spun de pe acum. Nu este ușor pentru că este un conflict de generații, categorii și trebuie să ținem cont de acest lucru. Dar cu foarte multă diplomație sunt foarte convinsă că o să le rezolvăm și că o să progresăm așa cum îmi doresc foarte, foarte tare. De asemenea, vreau să vă spun că de anul trecut, prin Departamentul de Tineret, am semnat un protocol de colaborare chiar și cu Liga Studenților Românii Străinătate, unde de asemenea tineri frumoși, atât din România cât și din străinătate, au venit alături de noi și chiar au lăsat ceva în urmă. Rapoarte, concluzii pe care noi astăzi încercăm să le implementăm și chiar să și le îmbunătățim. Așa că, așa cum spuneam, vă aștept cu mare drag la Ministerul Tineretului și Sportului să muncim împreună
să progresăm împreună, pentru că România are nevoie de energia voastră, de inteligența voastră și de motivația voastră, ca lucrurile să meargă într-o direcție așa cum eu dorim. Mult succes și vă doresc o zi sportivă! Mulțumesc! Bună ziua, bine ați venit în acest program. Eu sunt Nicoleta Călin, sunt coordonatorul programului de internship și cu mulți dintre voi deja mă știu, m-ați văzut în comisia de intervievare. După cum știți, aceasta este cea de-a doua ediție a programului de internship. Prima ediție a fost anul trecut, din 15 iulie până în 15 septembrie. Și noi am creat acest program plecând de la ideea de a aduce tineri în administrația publică centrală. În acest moment avem de gând să ne extindem și să mergem și către administrația publică locală. O să vă spun câteva cuvinte despre ce a fost anul trecut. Anul trecut am avut în jur de 900 de candidați, dintre care am ales 25. Acești 25 au efectuat stagiul de practică în Palatul Victoria și au lucrat cot la cot cu angajații Secretariatului General al Guvernului, precum și cei din Cancelaria Primului Ministru. Aceștia au fost implicați de asemenea și în evenimente comune, au participat la mese rotunde cu diverse personalități din aparatul guvernamental. Să fac o comparație cu ce a fost anul trecut și ținând cont de succesul pe care l-am avut în 2013, anul acesta am avut peste 1750 de candidaturi și am ales 160 de candidați repartizați atât la Palatul Victoria, cât și în ministerele și departamentele conduse de miniștri. Toți candidații au fost supuși unor probe. Am avut 400 de candidați aleși din toate formularele înscrise și acești 400 de candidați au fost supuși unei probe de interviu, precum și a unui test scris. Acest test scris a constat într-un test de inteligență, precum și întrebări de verificare a cunoștințelor din Constituție. Comisia de intervievare, noi am încercat să fie cât mai echilibrată, adică au fost persoane de la Palatul Victoria, organizatorii programului, precum și membrii din guverne, din ministere, reprezentanții ai ministerelor, și am încercat să facem o alegere obiectivă și de comun acord. Sperăm noi că scopul acestui program a fost îndeplinit și va fi îndeplinit și vă urăm mult succes în acest program care se va ține până pe 23 septembrie, în un interval de 2 luni, așa cum a fost și cel de anul trecut. Mulțumesc! Și acum o să-i dau cuvântul domnului Raymond Spicopie, Ministrul Educației Naționale. Bună ziua! Am înțeles că mi s-au acordat 50 de minute pentru intervenție. Atât este ora de curs, prima oră, și a doua tot de 50 de minute. Două lucruri pentru început și un al treilea lucru în încheiere. Două lucruri pentru început. Constat că programul a crescut. Anul trecut au fost 25. Anul acesta seamănă cu amfiteatrul în care țin eu orele de obicei. Cred că suntem pe direcția bună. Mă întreb anul viitor în ce sală vom organiza această activitate. Al doilea lucru este legat de nevoia de a introduce în sistemul public, administrație publică, dar și în sistemul politic, oameni noi, oameni care vin de pe băncile școlii, bine pregătiți, iar această nevoie are o istorie. Dacă ar fi să căutăm în istoria ceva mai recentă, vom vedea că ideea unei școli de administrație și apoi training pe administrație centrală și absorpția lor în structurile de conducere centrale ale unui stat a plecat la 1848 de la guvernul francez. 1848 a apărut această idee revoluționară pentru 1848 și cei care aveau experiență mai mare, erau de mai mulți ani în administrația centrală, evident că n-au fost bucuroși de acest proiect, n-au zis nimic. Au introdus școala de administrație publică franceză în bugetul anului respectiv, nu s-au opus, dar al doilea an când s-a aprobat bugetul, au tăiat linia de finanțare. Prin urmare, al doilea an, școala respectivă a murit și n-a mai mers mai departe. După 100 de ani, Charles de Gaulle
în jurul, imediat după război, a dat un pic cu pumnul masă și a spus: avem nevoie de tineri care să întărească administrația și guvernarea franceză. Și a apărut celebra școală, L'École Nationale d'Administration. Noi, din păcate, n-am început acest proces la 1850, dar din fericire l-am început foarte hotărât după Revoluție. Avem multe școli de administrație, avem multe școli de guvernare, dar nu numai școlile de administrație și guvernare sunt importante, ci în orice domeniu avem nevoie de tineri care să vină în ministere. Se vorbește adesea despre nenorocirea legată de faptul că tinerii pleacă în străinătate. Eu nu văd nicio nenorocire. Și eu am studiat în străinătate, nu aceasta este problema, e bine să mergem și să învățăm lucruri noi. Cred că problema principală este cum îi faci, cel puțin pe unii dintre ei, să se întoarcă. Într-un fel, și eu am trecut prin pașii pe care îi parcurgeți dumneavoastră acum, nu era internship, dar vreau să vă spun că prima mea slujbă, după ce am terminat facultatea de profesori, a fost în Ministerul Educației. De multe ori m-am întrebat de ce m-au angajat în Ministerul Educației, că n-aveam experiență la catedră, dar m-au angajat. Și am avut șansa să lucrez cu ministru, cu secretarii de stat, cu directorii generali foarte de tânăr și să învăț foarte multe lucruri. Aceasta este o șansă pe care o aveți și voi. Am înțeles că a fost un pic de examen aici ca să fiți printre cei 150. Numai la noi la minister este examen. Vă așteptăm cu nerăbdare, eu vă aștept cu nerăbdare, înțeleg că patru dintre dumneavoastră vor veni la Ministerul Educației și sunt convins că veți avea o perioadă în care veți învăța multe lucruri. Ultima idee și cu asta închei. Este un moment în care puteți să testați, puteți să vă uitați peste umăr, puteți să învățați anumite lucruri, puteți să vedeți dacă vă place sau nu să lucrați în administrația publică, centrală sau locală. După aceea va veni un moment în care va trebui să luați o decizie și să spuneți: da, intru în administrație, intru în politică. Încă mai aveți timp să analizați toate aceste lucruri, dar, repet, la un moment dat va trebui să faceți să luați această decizie și cu cât vă hotărâți mai repede, cu atât este mai bine, cel puțin pentru noi. Vă urez o perioadă fructuoasă și vă aștept pe cei patru la minister, dar și pe dumneavoastră să ne vedem poate într-un format, așa cum a fost și anul trecut, au fost expuneri mai largi, posibilitatea ca miniștri să se întâlnească cu toți cei care au fost în programul de internship. Și dacă vom avea această posibilitate, vă voi vorbi timp de 50 de minute în prima rundă despre sistemul de educație și provocările pe care trebuie cărora trebuie să le facem față în fiecare an, nu doar legat de problemele interne, dar și de competiția internațională legată de formarea resursei umane. Vă felicit! Bine ați venit și felicitări încă o dată, în primul rând. Numele meu este Raluca Ivănescu și sunt absolventă a primei promoții de internship, de internship.gov.ro 2013. Anul acesta am avut și oportunitatea de a mă implica în coordonarea acestui program foarte util pentru tineri și vreau să vă spun că a fost pentru noi o adevărată experiență foarte interesantă să luăm contact cu atâtea persoane, să evaluăm din atâtea puncte de vedere și să ne dăm seama care este locul în care ei s-ar potrivi cel mai bine. Anul trecut priveam cu entuziasm și curiozitate următoarele două luni din viața mea, iar acum sunt încrezătoare că voi veți avea o experiență de învățare foarte completă și foarte multe oportunități în cadrul ministerelor în care ați fost repartizați. Întotdeauna am încercat să mă implic în dezvoltarea și promovarea proiectelor care au contribuit la dezvoltarea mea personală și vreau să le mulțumesc reprezentanților Guvernului României pentru că mi-au dat oportunitatea de a mă implica și în acest proiect pe care l-am considerat a fi foarte util pentru dezvoltarea mea și sper să aveți și dumneavoastră aceleași oportunități și să considerați că a fost extrem de util atât pentru dezvoltarea voastră personală cât și profesională. În primul rând, programul de internship este, așa cum v-am mai spus, o experiență de învățare. Și învățarea cred că se realizează cel mai ușor prin interacțiunea cu alți oameni, fie că este vorba de coordonatorii voștri și specialiști în domeniu, fie că este vorba de colegi. Veți avea foarte multe de învățat și de la colegii dumneavoastră care au un background foarte diferit și au idei inovatoare cu care cu siguranță veți putea să faceți proiecte împreună.
Eu am astăzi responsabilitatea de a vă prezenta pe scurt care sunt activitățile comune la care veți lua parte. Pentru că s-a schimbat structura programului, așa cum ați observat, de la 25 au crescut la aproape 160 de persoane, a trebuit să schimbăm și structura evenimentelor comune. Ar fi puțin cam complicat să reușiți să luați toți cuvântul și să reușiți să interacționați cu miniștrii în acest format. Așa că mesele rotunde nu vor mai fi cu fiecare ministru, ci va fi un eveniment complex care va dura aproximativ 4-5 zile. Va fi probabil la Palatul Parlamentului, unde putem să ne întâlnim pe toți pe paneluri pentru a vă putea alege domeniul vostru de interes și a interacționa specific cu miniștrii și specialiști în domeniul vostru de interes. Veți avea workshop-uri, veți avea training-uri pe domenii de interes din administrația publică, cum ar fi transparența, anticorupția, poate. Veți avea de asemenea posibilitatea de a vă implica activ în implementarea unui proiect. Proiectul despre care vorbesc este Ziua Internațională a Tineretului, iar pentru aceasta vom organiza un concurs de idei, cel mai interesant proiect, fiind ales și voi contribuind ulterior la implementarea acestuia. Vă mulțumesc frumos și vă urez succes și felicitări încă o dată! Îl invit acum pe domnul Codrin Scutaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, să ia cuvântul. Bună ziua, bine v-am găsit. Sunt emoționat eu, stând în fața dumneavoastră, văzându-vă proaspăt absolvenți de studii importante, cu o atitudine proaspătă față de instituțiile noastre publice, locurile unde se iau decizii și cred că pentru noi, într-adevăr, este o mare responsabilitate să vă avem în echipă, o onoare și o bucurie. Aduceți un suflu de care e nevoie în administrație și sper că cei mai mulți dintre voi o să decideți să continuați în viața, în zona instituțiilor publice. Indiferent ce drum veți alege după acest internship, va fi o experiență care vă va urmări tot restul vieții. Veți înțelege ce fac oamenii și echipele care iau decizii în România. Abia aștept să lucrăm cu colegii din domeniul social care vin la Ministerul Muncii, dar aș vrea să vă cunosc pe toți în această perioadă și eu și doamna ministru Plumb. Eu am o emoție aparte pentru că la 23 de ani mi-am început activitatea exact în clădirea aceasta după ce am dat un concurs. Aveam birou undeva pe la etajul 2 și mergeam așa cu o anumită frică, mă apăsa instituția, polurile acestea. Da, mă uitam, oare ce se întâmplă? Vedeam când se întâmplă ședințele de guvern. Eram emoționat. Uneori știam câte ceva din ce urmează pe ordinea de zi. Astăzi am revenit în domeniul public de anul trecut și la un moment dat chiar mă gândeam, când aveau loc astfel de întâlniri, nu erau întâlniri cu tineri, erau altfel de ședințe mai oficiale, într-adevăr, acea emoție nu trecuse. Da? O am și acum. Și e bine să ai emoții și responsabilitate în zona deciziilor, pentru că avea o funcție de responsabilitate, avea o anumită demnitate publică, asta înseamnă să fii responsabil pentru deciziile pe care le iei și pentru oamenii pe care poți să îi ajuți. Bine ați venit și abia aștept să ne cunoaștem! Îl invităm acum să vă țină un scurt discurs pe domnul Mihnea Costoiu. Nu sunt eu. Ministru de... Bună ziua! Bună ziua! În primul rând, felicitări. Este pentru mine o extrem de mare plăcere să fiu astăzi alături de voi. Felicitări pentru faptul că ați trecut printr-o selecție serioasă realizată aici de colegii de la guvern, de echipele mixte, să spun așa, din ministere. Și aș vrea să vorbim mai puțin la început, așa suntem noi cei care venim din școală, din universități. Am înțeles că și colegul meu a apucat să vorbească cu domniile voastre mai devreme, domnul ministru Pricopie. Și eu și domnia sa venim din universități. Eu de la Politehnică, din poziția de rector înainte de a fi ministru, domnia sa din poziția de rector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative și suntem, să spun așa, mai obișnuiți cu dialogul, cu proiectele, cu temele de cercetare. Este în natura noastră să lucrăm cu tinerii.
Anul acesta, Ministerul Educației, și din acest motiv, scuzați-mă, din acest motiv prefer ca pe parcursul internship-ului, pe parcursul stagiului, să discutăm mai mult și să discutăm pe teme aplicate pentru cei care veți opta pentru Ministerul Educației și pentru proiectele noastre. Anul acesta, Ministerul Educației, sau în ultimul an și jumătate, au reușit o performanță, a spune, deosebită, și anume domeniul de cercetare, pentru că despre el o să vorbesc în mod special, a reușit să atragă, pentru domeniul de cercetare, am reușit să atragem extrem de multe resurse. După 25 de ani, departamentele de cercetare ale universităților, institutele de cercetare au avut la dispoziție și au semnat contracte în valoare de peste 1 miliard de euro, bani care se duc în această perioadă în cercetarea, în acești ani în cercetarea românească. Foarte mulți tineri au intrat în această perioadă în activitatea de cercetare. Sunt peste 700 de locuri de muncă create numai în anul 2013 și sunt, repet, foarte mulți tineri atrași în activitatea de cercetare în diferite domenii. Cel mai cunoscut proiect al nostru este cel de la Măgurele, despre care sunt convins că mulți dintre voi știți. Este un proiect pe care încă de la bun început vi-l ofer ca și vizibilitate și ca și proiect. De ce? Pentru că dincolo de ceea ce se întâmplă ca și pură cercetare la Măgurele, specialiști în fizică, în inginerie, în diferite domenii, la Măgurele ne dorim dezvoltarea cel mai mare proiect științific și celui mai mare pol de cercetare din centrul și estul Europei. Este prima mare investiție realizată dincolo de cortina de fier de Uniunea Europeană, un proiect în valoare de 360 de milioane de euro și ne dorim la Măgurele, suntem în plină negociere cu partenerii noștri europeni, diferitele direcții ale Comisiei Europene, pentru a realiza un pol de creștere, un pol de competitivitate în jurul marului proiect de la Măgurele. Suntem în acest moment în dezbatere internă cu un proiect de lege care să definească cadrul juridic al acestui proiect, care să definească facilitățile, și sunt convins că și doamna ministru Petrescu vă va vorbi la un moment dat despre acest lucru, facilitățile fiscale pe care statul român le dorește să le ofere tinerilor, companiilor și tinerilor care doresc să înceapă o activitate, un start-up, un spin-off la Măgurele. De asemenea, în cadrul acestui proiect vom defini noile mecanisme de finanțare pentru tinerii care doresc să înceapă o afacere plecând de la cercetare și de la inovare în absolut toate domeniile. V-am dat doar câteva teme, sper ca aceste teme să fie unele care să vă trezească interesul și să veniți alături de noi pentru a lucra în perioada următoare. Avem foarte multe date de strâns, foarte multe date de interpretat și suntem bucuroși dacă doriți să vă implicați în aceste proiecte. Mai mult decât atât, și n-aș vrea să vorbesc foarte mult, repet astăzi, mai mult decât atât, suntem extrem de bucuroși de faptul că la Măgurele se întorc foarte mulți cercetători, nu doar la Măgurele, dar în special la Măgurele se întorc foarte mulți tineri români cercetători care au reușit să facă performanță în afara României, în Uniunea Europeană sau în Statele Unite. Și sunt foarte mulți cercetători care vin acum din alte locuri ale lumii, nu neapărat români, că vorbim despre chinezi sau indieni, de italieni sau francezi, de nemți sau spanioli. Deja sunt foarte mulți tineri care vin nu doar, repet, nu doar pentru a face cercetare pură la Măgurele, pentru că la Măgurele va fi, repet, un pol de cercetare aplicată pe care o vom sprijini în mod special în perioada următoare. Aș încheia cu aceste trimiteri spunându-vă că Ministerul Educației în această primă discuție, în măsura în care dumneavoastră sunteți dispuși, are 4 departamente distincte care sunt pregătite să vă primească. Colegii noștri de la Măgurele, Institutul de Fizică Nucleară, Institutul de Fizică a Pământului, iară unde veți
vedea lucruri extraordinare. Institutul de Științe Aerospațiale sunt pregătite de asemenea să vă primească în legătură cu departamentele Ministerului pentru proiecte absolut speciale. Repet, investiția din ultimul an a creat premizele extrem de favorabile a dezvoltării cercetării aplicate în perioada următoare, pe care statul român va sprijini în mod categoric în perioada 2014-2020. Am vorbit prea mult în România de o cercetare pură, de o cercetare care a produs întotdeauna sau de foarte multe ori, întotdeauna, hârtii, articole, cărți foarte interesante, multe dintre ele. Ne dorim în perioada următoare dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici, cu operatorii economici, cu firmele, să spun așa, astfel încât această cercetare realizată în laboratoare să poată fi transferată într-un mediu economic și fiscal prietenos, atât cu cercetătorii, cât și cu aceste companii. Vă stau la dispoziție, repet, și personal, sunt un om obișnuit să lucrez cu tinerii, cu studenții sau cu absolvenții, doctoranți, postdoctoranți. Este în lumea noastră, anul acesta am finanțat 5.700 de burse pentru doctoranți și postdoctoranți, lucrăm, deschidem proiecte, sunteți acasă la Ministerul Educației, în special în zona de învățământ superior și cercetare de care eu mă ocup și a care sunt în responsabilitatea mea directă, așa că vă aștept cu mare plăcere, nu doar la discuții cu ai mei colegi, ci și, repet, cu mine personal. Vă doresc baftă și nu foarte mult succes și multă baftă! Veți vedea că e foarte multă agitație pe aici. Știe cineva ce se întâmplă miercurea pe la ora asta pe aici? Nu vorbește nimeni cu mine? Ședința de guvern. Ședința de guvern, ok. Mulțumim! A strișat. Ok. Îi voi da acum cuvântul doamnei ministre, doamna Doina Pană, ministru delegat pentru ape, păduri și piscicultură. Doamna ministru. Bună ziua tuturor! Vă salut cu mult drag și sincer când mă uit la dumneavoastră, regret că doar trei dintre dumneavoastră vor veni să lucreze împreună cu mine. V-aș vrea pe toți, pentru că e un domeniu în care aș avea nevoie de toți. O să vedeți că e mai fascinant decât v-ați imaginat. O să vedeți că această lume a deciziilor de fapt presupune o luptă și o muncă uriașă. Cel puțin în domeniul meu e o luptă dublă. O luptă cu tot ce înseamnă oamenii de rea credință din exterior, cu tot ce înseamnă cei care vor rău pădurilor, a apelor, a pisciculturii, și a doua luptă cu inerția unui sistem, inerția unui sistem al funcționarilor publici. De asta, prospețimea pe care o aduceți noastră și ideile cu care veți veni, sunt convinsă că o să ne ajute pe mine în ambele lupte. Vă aștept cu drag pe cei trei și vă urez mult, mult succes la toți! Da, vă povesteam de ce s-a întâmplat anul trecut. Avem o dovadă vie că s-a întâmplat anul trecut. Respectiv, avem un grup de tineri care au urmat programul de anul trecut. Din păcate, nu sunt toți, pentru că mulți dintre ei sunt la studii încă în străinătate. Dar mica parte inimoasă care a putut să vină și care îi mulțumesc foarte mult, aș vrea să îi invit acum și să vă împărtășească din ceea ce au făcut ei anul trecut. Sper că și-au învățat discursurile pe care noi le-am dat înainte, dar poftim. Te rog. Bună ziua, bine v-am găsit. Felicitări în primul rând pentru această oportunitate de care ați beneficiat și pentru felicitări pentru modul în care ați beneficiat de ea. Numele meu este Vârtop Gabriel. Eu am fost printre cei mai tineri participanți la acest program. Am avut doar 19 ani în momentul în care am venit aici și am lucrat alături de domnul Corneliu Vișoianu, consilier personal al primului ministru pe probleme sociale, lucrând la secțiunea României din diaspora. Și pot să vă spun un lucru. Pentru a face o schimbare ai nevoie de o echipă. Aici veți găsi echipa de care aveți nevoie, vă veți găsi unul pe altul, așa cum ne-am găsit și noi, și sunt convins că pe viitor veți păstra legătura așa cum o facem și noi și mai departe vom putea schimba această țară în bine. Mult succes vă doresc!
Bună ziua, mă numesc Cristina Roșu, sunt absolventa primei promoții de interni la Guvernul României în cadrul programului Internship 2013. În cadrul acestui program desfășurat anul trecut, am optat pentru biroul de presă al Guvernului. Am lucrat 2 luni alături de niște oameni minunați, o echipă extraordinară, a fost o experiență minunată pentru mine și mi-a plăcut, în afară de lucrul în echipa din biroul de presă, mi-au plăcut foarte mult și întâlnirile pe care le-am avut cu miniștrii, discuțiile pe care le-am purtat, am reușit să văd lucrurile într-o altă perspectivă și a fost o experiență inedită pe care cred că nu o voi mai repeta curând. Mi-a plăcut atât de mult lucrurile în echipă și mi-a plăcut atât de mult în Palatul Victoria, încât în prezent lucrez la biroul de presă și în continuare mă bucur în fiecare zi că sunt aici. Ce să vă mai spun, vă doresc foarte mult succes, multă putere de muncă și sunt convinsă că veți avea o experiență pe care nu o veți uita nici voi. Succes! Bună ziua, mă numesc Robert Bogdanfi, am fost intern în cadrul Departamentului Relații Internaționale. Am studiat înainte în Statele Unite la Northwestern College. Nu aș vrea să transmit același mesaj de 3 ori, să spun că echipa contează atât de mult, dar contează într-adevăr și o să descoperiți, evident, după ce terminați, o să vedeți guvernul cu alți ochi, o să vedeți ministerele cu alți ochi, dar o să descoperiți că există oameni valoroși și asta mi-a plăcut enorm. Au fost oameni profesioniști, oameni amabili care ne-au primit. Și în special v-aș spune, căutați acei oameni și lucrați cu ei. Dacă într-o zi se întâmplă să nu aveți prea mult de lucru, ieșiți măcar la o cafea cu ei și întrebați-i cum puteți să vă implicați mai mult. Pentru că e o relație de reciprocitate. Vă mulțumesc mult! Bună ziua! Numele meu este Ana Maria Anghelescu. Eu am lucrat în Departamentul de Programe și Proiecte cu Finanțare Externă, dar și în Direcția de Politici Publice, pentru că sunt 2 birouri care lucrează foarte mult împreună. Și pot să vă spun că și eu eram printre cei mici de aici, aveam 19 ani, abia terminasem anul întâi, dar vă spun că a fost o experiență minunată, am învățat foarte multe lucruri care m-au ajutat într-adevăr și la facultate, dar și pe plan personal. Am învățat cum este să lucrezi într-adevăr într-o echipă, cum este să-ți faci noi prieteni și cum să colaborezi cu cei din jurul tău. Această experiență este una foarte importantă din punct de vedere al networking-ului, cel puțin pentru mine. Nu numai pentru că întâlniți specialiști din domeniul care vă interesează, ci și pentru faptul că puteți să păstrați legătura cu ei, sunt foarte deschiși și vă îndemn pe această cale, așa cum a făcut-o și colegul meu Robert, să întrebați și să încercați să aflați de la ei tot ce vă interesează, pentru că oamenii de aici sunt aici să vă ajute și să vă învețe. Și vă doresc multă baftă! Bună ziua, numele meu este Aron Șamu, am făcut un stagiu de practică în cadrul cabinetului Consiliului de Stat pe probleme economice. În prezent sunt doctorand la științe economice în Cluj-Napoca. Aici am învățat despre rolul important de coordonare a diverselor instituții în elaborarea de politici, strategii naționale și am văzut că, deși poate lumea se plânge mult în media că nu s-ar face treabă, chiar se pot face niște analize de calitate și munca noastră a fost apreciată prin implicarea activă în realizarea acelor documente. Lecțiile bune de aici încerc să le păstrez cu mine pe viitor și să le predau mai departe și studenților mei în activitatea pe care o desfășor. Vă urez succes! Bună ziua! Este un șoc pentru mine să văd cât sunteți. Spun asta de când am ajuns aici. Nu este ceva la care să mă aștept astăzi, să vă văd pe voi aici. De ce? Pentru că nouă ne era foarte frică în momentul în care am plecat în septembrie că se va termina cu noi și că asta a fost sfârșitul. Numele meu este Laura Tomescu, am terminat facultatea de drept. Am avut norocul să particip la acest program exact la momentul oportun, la momentul în care eu eram foarte hotărâtă că România nu este țara în care tu să rămâi, pentru că trebuie să fii cel puțin netot, și folosesc termenul ăsta pentru că suntem într-un loc oficial, trebuie să fii cel puțin netot să rămâi aici.
Nu este adevărat. În momentul de față, după internship, am devenit hotărâtă să rămân aici, pentru că sunt multe lucruri de făcut. Și recunosc că n-aș fi avut curajul să încep eu acest mare proces de schimbare a României și am decis să profit de faptul că au fost alții care au început să facă chestia asta pentru noi și cred că din momentul de față este responsabilitatea tuturor să continue și să-i ajute pe cei ce au început în terminarea acestui proces, cu succes eventual. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Bună ziua tuturor, numele meu este Raisa Preutescu și anul trecut am activat ca intern în cadrul Direcției Strategii Guvernamentale, Cancelaria Primului Ministru. Având o experiență și în străinătate, am făcut un stagiu în cadrul Parlamentului European. Activitatea mea de intern aici la guvern mi-a permis să fac o comparație între cele două entități și am fost foarte bucuroasă să observ că și aici există acea deschidere și acea răbdare, mai ales din partea organizatorilor. Consider că datoria noastră a tinerilor este de a veni cu un suflu nou, de a produce schimbare și de a produce plus valoare. Chiar dacă vă spun din experiență proprie, nu este ușor. Noi trebuie să ne păstrăm credința, perseverența și entuziasmul pentru a reuși. În final nu pot să vă spun decât atât. Per aspera ad astra. Vă mulțumesc și mult succes! Bună ziua tuturor! Mă numesc Alina Vasile. Anul trecut am fost internă la Direcția de Pregătire și Ședințele Guvernului. Ce vă pot spune despre acest internship este că a fost o experiență foarte dinamică care vă va ajuta pe voi ca oameni să vă formați la potențialul vostru maxim. Și vă urez mult succes și sper chiar să vă ajute. Mulțumim foștilor intern pentru că și-au împărțit experiențele cu noi toți. Vă mulțumim încă o dată și vă urăm mult succes pe viitor. Acum o voi invita să ne spună câteva cuvinte pe doamna Roxana Bănică, secretar general în Ministerul Finanțelor Publice. În primul rând, bună ziua și felicitări tuturor. Aș vrea să știu cam cât sunt la finanțe, că am auzit că depășește. Bună ziua, bine ați venit! Pot să vă spun doar atât. În primul rând, vă felicit pe dumneavoastră și felicit colegii care au plecat acum și care anul trecut am avut noroc cu 5 dintre ei să fie în direcția pe care o coordonam. Sunt și eu într-un program de internship ca și voi. Am început de 3 săptămâni la finanțe, glumesc. Este începutul meu în Ministerul Finanțelor. Mă numesc Roxana Bănică și vă aștept cu drag oricând doriți să veniți să discutăm. Promit să aveți o activitate la fel de bogată ca și a colegilor care au plecat și nu pot decât să vă urez mult, mult succes în tot ceea ce vă propuneți. Cu siguranță aveți noroc de o perioadă, chiar dacă pare de vacanță, dar mulți dintre dumneavoastră știți că nu va fi așa. Și pentru cei care vin la finanțe, pot să vă spun că pe lângă administrație veți cunoaște și veți avea șansa să vă întâlniți cu reprezentanți și de la alte instituții, unde poate, dacă administrația nu va fi pregătită pentru dumneavoastră, poate acolo veți găsi un loc pentru dumneavoastră. Încă o dată, mult noroc, succes, vă aștept cu drag să veniți la Ministerul Finanțelor. Iar pentru ceilalți, pot să vă spun că aici la guvern este casa mea. Și pentru cei care rămâneți aici, cu siguranță va fi o experiență inedită și veți găsi aici prieteni și veți găsi oameni tineri la fel ca și voi. Și sunt foarte bine pregătiți. Iar pentru finanțe sper să dărâmăm acel mit al finanțelor cu oamenii bătrâni de mult și de neschimbat. O să vedeți că nu stau lucrurile chiar așa, eu vă spun după 3 săptămâni. Sper să aveți și dumneavoastră aceeași revelație după 2 luni. Mulțumesc frumos! Îl invităm acum să ia cuvântul pe domnul Corneliu Vișoianu, consilier personal al primului ministru pe probleme sociale. Bine ați venit! Sunteți gata de muncă, nu? Da, se vede, da. Misiunea mea este ca să vă țin de vorbă, nu numai pe voi, așa în general, până când vine șeful. Așa că o să facem o mică trecere în revistă. Eu am
aici 6 copii. E adevărat? Mâna sus. Ia uite. Bravo. Mi-a fost foarte greu, sincer, mi-a fost foarte greu pentru că am avut niște CV-uri extraordinare și cred că asta spune foarte mult. Anul trecut au fost 25. A fost foarte greu, complicat pe aici prin clădire cu toată lumea, dar am făcut față de anul ăsta. Da, sunt de 8 ori mai mult, la anul probabil că vor fi peste 1000. Și cu ajutorul vostru, da, trebuie ca să ducem la bun sfârșit, pentru că profit de faptul că este și domnul ministru aici, știți că am inițiat împreună cu ei, da, proiectul de lege a internship-ului, este pe undeva înțepenit prin cameră și cred că împreună cu colegii parlamentari o să putem, până la sfârșitul acestui an, în așa fel încât anul ce vine să ne prindă într-un alt mecanism. Totodată vreau să vă mai dau o veste bună, să-i spunem. Împreună cu colegii de anul trecut am elaborat, cu colegii voștri, am elaborat un proiect, se numește Academia Tinerilor. Este un proiect care a primit încuviințarea domnului prim-ministru. Am avut acum 2 zile o discuție cu domnul președinte al Academiei, cu biroul permanent și împreună, evident, cu Ministerul Educației, cu Academia Română și cu Guvernul României. Sperăm de asemenea ca în cursul acestui an să putem să pornim această instituție, care este de fapt o mini-academie, tot așa un grup de 50-70 de tineri ar urma să dobândească această înaltă distincție, sub jurisdicția evidentă a Academiei, care s-ar materializa printr-o indemnizație pe o perioadă de 3 ani sau 5 ani, care să vă scape de griji și să puteți efectiv să vă dedicați munca voastră cercetării, dezvoltării personale și a constituirea acestei elite pe care o dorim cu toții. Sunteți gata să guvernați România? Domnule ministru, mai aveți de așteptat. Sunteți gata? Da. O să vină domnul prim-ministru și o să... De 20 de ani. Deci aveți de învățat 20 de ani de domnul ministru, anul ăsta are câțiva. La anul veți fi cu siguranță mai mulți și avem cu toții convingerea, pentru că de asta suntem aici, ca să învățăm. Și de asta este aici Ministerul Educației. Această școală pe care o facem împreună este extrem de importantă. Este extrem de importantă pentru că veți constata cât de greu sau cât de ușor este să iei decizii, cum se fac aceste decizii. Veți constata că de multe ori ceea ce scrie în cărți se aplică mai greu în viața reală și veți constata că există o disponibilitate, în sfârșit, după 25 de ani, pentru a deschide la mod real porțile. Noi vă așteptăm cu mare drag și avem nevoie realmente de această energie pe care voi puteți să o aduceți în plus. Poate că ar fi timpul ca vreunul dintre voi să spună câteva cuvinte. N-aveți curajul? Nimeni? Nu vrea nimeni să facă ministru? Nu? Nu vrea nimeni să facă prim-ministru? Poate vrea cineva președinte? Bun. Atunci, hai să luăm așa pe cineva la întâmplare, uite, te rog. Hai, vino cu acel. Nu, colega. Mi se pare normal, da. Cineva trebuie să facă primul pas, da. Sunteți deja de mai bine de un ceas și mai bine în clădirea guvernului, deja știți cum se conduc treburile țării, aveți experiență, așa că, da, doamna ministru, vă la parol. Bună ziua, bine ați venit. De ce ai venit și ce aștepți? Pentru că evident ai făcut o aplicație, da, ai făcut un interviu, ți-ai trimis documente, adică ai pierdut ceva timp, nu? Măcar orele astea care le-ai pierdut, presupun că l-ai făcut pentru ceva. Vrei doar pentru CV? Nu. Noi putem elibera diplome și fără muncă, dacă este cazul, nu este neapărat o problemă. Dacă ajută unui scop nobil și dacă este pentru, evident, bunăstarea poporului român și a dezvoltării. Te rog. Am venit pentru a dobândi experiența necesară care să-mi permită să rămân în această instituție și pe viitor.
am venit să cunosc mai mult despre administrația unei țări. Am venit să, de asemenea, să-mi fac și prieteni noi și am venit totodată pentru a ajuta instituția guvernului cu idei noi despre guvernare, administrație. Hai să te salvez. Mulțumesc frumos! Mi se spune în căști că trebuie să luăm o mică pauză publicitară, dar înțeleg că mai trebuie să vorbească cineva, așa că te rog. Vă așteptăm cu drag. Să știți că realmente avem nevoie de voi. Da? Nu este o chestiune de complezență, realmente este o treabă extrem de serioasă. Și aș vrea să ne întâlnim, sunt convins că o vom face la sfârșit pentru impresiile finale. Sunt convins că o să fie foarte bine și... domnule ministru, vă rog, domnul ministru Teodorovici nu trebuie să fie prezentat. Da, bună ziua! Fiind pe hol pe aici, colegii m-au chemat și eu vreau să vă cunosc oricum și vreau să vă urez în primul rând bine ați venit în clădirea guvernului, în echipa guvernamentală. Eu mă bucur foarte mult pentru că am spus de foarte multe ori că pentru mine și pentru sistemul acesta al nostru, al administrației, tinerii reprezintă practic soluția la ce vrem să facem în România. Ministerul Fondurilor Europene, știți foarte bine, a fost înființat de foarte puțin timp, din decembrie 2012, și zic eu, cel puțin, și cred că și rezultatele activității noastre, pe care Comisia Europeană le prezintă foarte des, spun că și-a făcut deja simțită prezența în administrație și cred că foarte mult că dacă vom coopta cât mai mulți tineri în ministerul nostru și în administrație, putem să schimbăm cu adevărat lucrurile așa cum le dorim cu toții. Sper că dintre voi, cei care vor decide să rămână în sistem în finalul acestui an, să poată să fie parte a ministerului nostru, a Ministerului Fondurilor Europene, pentru că am spus că vom crea posturi libere pentru pe care voi să le ocupați, desigur, cei care doriți să faceți lucrul ăsta. Am înțeles că și eu o să am plăcerea să am dintre voi 8 colegi de voștri. Mâine la minister o să vă aștept să discutăm, să vedem exact ce anume puteți să faceți, cu ce anume să fiți implicați în echipa noastră de zi cu zi. Și bine, eu nu prea sunt vecin, că sunt doar 8 dintre voi, dar sper că veți fi din ce în ce mai mulți cei care veți rămâne în sistemul administrației și în zona de fonduri europene. Încă o dată, repet, este foarte important ca voi să vă păstrați ceea ce aveți astăzi, adică acel lucru important, neatins încă de experiența vieții, să spunem, și să nu faceți niciodată compromisuri, să rămâneți așa cum sunteți astăzi, să fiți rebeli. România are nevoie de oameni rebeli. Da? Să fiți voi așa cum gândiți voi. Atunci când aveți o idee, să vă susțineți, să vă bateți pentru ea efectiv, să nu renunțați nicio clipă până când nu vedeți că ideea aceea este transpusă în practică. Eu asta am făcut din anul 91, de când am fost încadrat în administrația din România, și zic că astăzi sunt un exemplu că atunci când crezi cu tărie în principiile pe care le ai, zic eu, sănătoase, lucrurile pot să fie și în acest fel. Adică poți să fii răsplătit de sistem, să spunem, pentru care ai lucrat o viață întreagă și poți la fel să dai sistemului ceea ce ți-ai dorit și pentru tine. Deci, încă o dată, sfatul meu pentru voi este să începeți cu dreptul această activitate în sistemul de stat, în administrație. Nu o să fie foarte simplu, o să vedeți că sunt lucruri care o să vă uimească, poate și într-un mod de plăcut. Veți vedea și lucruri frumoase, veți vedea oameni care n-au renunțat la ambiția de a schimba lucrurile în sistem, dar este foarte mare nevoie de ceea ce voi puteți să aduceți cu voi, acea schimbare, acel element de noutate. Încă o dată, mult succes vă doresc și contați pe toți colegii pe care îi veți întâlni în administrație, pentru că fiecare vă poate transfera ceea ce fiecare a învățat de la sine. Mult succes în continuare! Îl invităm acum în fața dumneavoastră pe domnul Florin Jeanu, ministru delegat pentru IMM-uri, turism și mediul de afaceri. Salut!
Mă bucur să vă văd așa tineri, frumoși și entuziaști. Eu aș face o paralelă cu ce faceți voi astăzi. Acum câteva luni de zile a făcut și primul ministru cu o serie de oameni tineri, printre care mă număr și eu. Ne-a invitat să fim parte din Guvernul României. Oameni tineri care au performat în mediul din care ei provin. Oameni poate fără o experiență administrativă, dar cu dorința de a îmbunătăți lucrurile, cu o capacitate de muncă ridicată și cu un plus de tinerețe și de dorință de a schimba lucrurile. Cred că acest lucru trebuie să vă anime și pe voi. Am văzut că s-au ridicat niște mâini la o serie de întrebări puse de Radu mai devreme, dacă vreți să rămâneți în țară, câți ați studiat în străinătate. Eu v-aș pune o întrebare. Câți dintre voi vă gândiți să vă deschideți propria afacere? Domnule ministru, un bucurător. România are viitor în acest sens. Eu vă încurajez să deveniți antreprenori. Este o poveste, poate cu umilință, pe care și eu vă pot relata. La vârsta la care am terminat facultatea, 22 de ani, nu mi-am găsit neapărat un loc de muncă nici în mediul privat, nici în mediul public, ci am decis ca eu să creez locuri de muncă pentru mine, pentru alți colegi. Gândiți-vă la acest tip de abordare, folosiți experiența în mediul public, aceea a internship-ului, pentru a vă familiariza cu ce se întâmplă în mediul public, pentru a intra în contact cu oameni, pentru a avea acces la un nivel de decizie extrem de înalt, dar nu în ultimul rând, gândiți-vă că ați putea fi proprii stăpâni, că ați putea deschide afacerile voastre și crea locuri de muncă pentru voi și pentru colegii voștri. Eu vă urez mult, mult succes și sper să ne vedem cu același entuziasm și în toamnă. Vă mulțumesc! Ați obosit? Vă întreb dacă ați obosit, că o să terminăm în curând. E foarte multă lume, după cum vă spuneam mai devreme, și multă lume vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră. Sunt curios ce reacție o să aveți voi mâine când mergeți în minister. Acum e partea foarte, foarte ceremonială, dar mâine o să vă îmbrățișeze un secretar general, probabil, sau un secretar de stat, și o să semnați niște hârtii oficiale și după aia ne trezim dimineața, nu la 11. Adică puteți să vă treziți și la 11, da? Nu în fiecare zi. Am vorbit cu mulți dintre voi cu căminele, că știu că a fost o problemă. Și voiam să aflu dacă s-a rezolvat oricare problemă legată cu cămin. Pot să mă opresc acum? Vorbesc, trag de timp, domnul premier. Radu. Bună ziua, bine ați venit. În primul și în primul rând, mă bucur că sunt 160 dintre dumneavoastră. 160, Radu? Din 1800 de candidați. Vreau doar să vă zic că e nevoie de ceva sânge proaspăt la guvern, așa încât o parte dintre voi care veți merge mai departe pe ideea unei cariere administrative, sunteți bineveniți. Unul dintre bătrânii miniștri, domnul Nicolescu, îmi spunea să vă dau și vestea că după o bătălie seculară cu cei de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici a reușit să obțină să nu se mai pună condiția de nu știu câți ani vechime, că tot vorbim că vrem tineri, dar prima condiție este să aibă 10 ani vechime. Și cum ar putea să fie să angajăm tineri, foarte tineri, absolvinți cu 10 ani vechime, doar dacă ați început prin școala generală activitatea în cadrul structurilor administrative. Important este că anul trecut a fost un proiect pilot și mulțumesc celor care au avut curajul și încrederea să-l demareze și anul acesta. Vreau doar să vă spun că îmi doresc foarte mult ca cele două luni, cât durează, două, când teoretic ar trebui să fiți în vacanță, vestea
bună este că nu doar dumneavoastră nu aveți vacanță, nici o parte din cei de aici. Sper să vedeți cât mai multe din lucrurile care se fac bine, cât mai multe din lucrurile care se fac rău și să vă propuneți să le îndreptați atunci când, sincer, îmi doresc foarte mult. O parte importantă dintre dumneavoastră veți lucra în structuri administrative modernizate și europene. În rest, nu pot decât să vă urez succes, să vă spun să nu vă dați bătuți. Dacă vi se spune că sunteți prea tineri, că aveți studii prea multe, că alții știu mai bine decât dumneavoastră în baza experienței și nu în baza cunoștințelor, și să vă spun că îmi doresc foarte mult ca energia dumneavoastră să ne ajute și pe noi cei foarte bătrâni. Că știți că atunci când veniți în guvern, un an se pune mult mai mult. Era ca pe vremuri cu temnița grea, unde se număra altfel. Însă obiectivul meu, pe care încă nu l-am atins, dar treptat, treptat lucrez la el, și anume să fiu eu cel mai bătrân din guvern și miniștrii să fie mai tineri toți decât mine, cred că e un semnal pentru generația dumneavoastră. Bine ați venit la guvern, faceți ce doriți, ce credeți în clădire, dar mai ales trageți cât puteți de cei care lucrează aici să vă spună, repet, lucrurile bune și lucrurile rele care încă nu funcționează, și sper să vă văd la fel de zâmbitori la finalul stagiului. Mulțumesc și mult succes! Poză de grup? Da, să încercăm. E complicat. Un selfie, poate. Da. Deci cum ar trebui să fie poza, Radu? Haideți în mijloc să... Bagă-mă, dar mai bine bagă-i pe ministri, că mai tine decât mine în mijloc. Unde vrei, Radu, să stau? Vă mulțumesc tuturor și mult succes! Da? O zi bună! Hai, să vină! Teoretic, trebuia să le spun ministrilor acum, haideți la treabă. Dar cred că dumneavoastră ar trebui să vă zic mult succes. Tu mai reziști și la anul? Nu. De fiecare dată când mă cheamă premierul și nu se întâmplă foarte des lângă domnia sa, observați o diferență de înălțime. O să crești. Mulțumesc. O să crești. Mulțumim mult de tot, domnul premier. Mulțumim mult. Eu mulțumesc și rezistă la tot, da? O zi bună și succes. Mulțumesc.